Bună dimineața și bine v-am regăsit! Iată, astăzi avem cea mai iubibilă zi a anului. Da. Spun asta pentru că avem o conjuncție între Venus și Jupiter. Venus micul benefic, Jupiter marele benefic, iar acestea se întâlnesc în semnul berbecului, în primul semn al zodiacului. Oarecum și semnul primăverii, să spunem așa. Deci, le avem pe toate. E adevărat că este și un Chiron pe acolo prin berbec, mai este și o Vesta, dar trecem peste asta. Haideți să ne uităm la partea pozitivă a lucrurilor. Astăzi avem voie să trăim optimismul acela exagerat, gândirea aceea pozitivă dusă până la extreme. Pentru că, din când în când, avem nevoie să ne bată inima atât de puternic și să vrem să fim un fel de ghiocel astăzi. Efectiv, să răzbatem din orice gheață, din orice zăpadă. Vrem să avem puterea aceea berbecului și să iubim viața și să ne aruncăm pur și simplu, să tragem aer în piept și să zicem gata. Plec de aici, încep asta, îmi doresc asta, vreau asta, își cer asta, dă-mi asta. Ca așa face berbecul. Mă refer la arhetipul berbecului, nu neapărat la cei născuți în semnul berbecului, da? Deci avem o zi atât de bună și pentru partea amoroasă, și pentru partea financiară, dar și pentru tot ceea ce înseamnă viață. Așa că vă invit să profitați de această zi super iubibilă. Avem astăzi și o conjuncție Mercur-Saturn în semnul vărsătorului, care s-ar putea să ne facă pragmatici și se înțelege bine cu conjuncția Jupiter-Venus în semnul berbecului. Și cu alte cuvinte, astăzi nu e nicio problemă să ne aruncăm, că ne ține ceva și nu ne aruncăm aiurea, ci ne aruncăm așa în mod matur și deștept. Cu siguranță va exista o plasă de siguranță undeva. Cu siguranță va exista o plasă de siguranță. Astăzi trecem și peste lucrurile astea. Această conjuncție Venus-Jupiter ne face așa mai flamboianți, mai efervescenți, mai plini de energie. Hai să ne uităm la cum ne poate ajuta pe noi această conjuncție. Te invit și la zodie și la ascendent să facem mixaj între cele două și să mă apezi de fiecare dată pe ceea ce se întâmplă în viața ta. Să începem cu berbecul sau cei cu ascendentul berbec. Să-ți mai spun încă o dată că această conjuncție se petrece în semnul tău și că tu astăzi ești cel mai iubibil sau tu la rândul tău o să vrei să iubești astăzi din plin, o să vrei să te deschizi vieții, să ieși afară, să te plimbi, să mergi la cumpărături, să-ți cumperi ceva bun, să-ți îmbrățișești partenerul, să-ți suni rudele, să faci complimente, să primești complimente. Deci este o zi în care să te bucuri de tine serios. Plus că urmează și cea mai fericită zi a anului, dar mă refer la conjuncția Soare-Jupiter, dar o vei trăi și pe aceea tot în semnul tău, dar începe de astăzi să te distrezi. Deci la Taur sau cei cu ascendentul în Taur. Astăzi primești ajutor de unde nu te aștepți. Venus este guvernatoarea ta, se întâlnește cu Jupiter în casa 12-a și când o conjuncție se duce în casa aceea, ai sprijin. E precum ai avea un îngeraș păzitor. Deci astăzi, chiar dacă simți tu că nu ai oamenii, că nu ai situațiile rezolvate, tu aruncă-te, că sigur pe parcurs se va găsi o soluție de unde nu te aștepți. Deci în al Gemeni sau cei cu ascendentul în Gemeni. Bine, în primul rând s-ar putea să-ți placă de cineva din cercul de prietene astăzi sau cuiva de acolo, cineva de acolo să-ți facă ochii dulci, da, să aibă bucurii la tine, cum se numește. Pe care să știi că e o zi foarte bună pentru activități de grup. Nu uita că guvernatorul tău, Mercur, este și el într-o conjuncție cu Saturn, așa, în casa nouă, deci grupuri, distracții, evenimente, bucurii, film, teatru, muzică. Găsești tu sigur o soluție. Trecem acum la Rac sau ascendentul în Rac. Conjuncția Jupiter-Venus se petrece în casa 10-a și s-ar putea să fii lăudat pentru ceea ce faci la locul de muncă sau s-ar putea să-ți dai seama ce-ți dorești tu să faci, să fii mai ambițios, să fii mai hotărât, să fii mai puternic. Cei care au interviu astăzi sau cei care își caută serviciu astăzi sau, nu știu, vor altceva în viața lor, au mari șanse să reușească. Trecem acum la Leu sau cei cu ascendentul în Leu. Conjuncția Jupiter-Venus se petrece în casa 9-a. E o zi bună pentru a învăța. Dar este și o zi bună pentru a nu mai avea îndoieli, pentru a nu mai aștepta să se întâmple ce vrei tu să se întâmple. Se întâmple ceva de bine, se întâmplă cu siguranță, dar nu cum vrei tu și cum ți-ai fi planificat. Este o zi în care să te lași purtat pur și simplu de viață și o să vezi că o să fie de bine. Trecem acum la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară. E cu banii la tine astăzi, că această conjuncție se petrece în casa 8-a. Și dacă ai așteptat ziua să-i ceri partenerului niște bani sau să cauți, nu știu, resurse pentru un anumit proiect sau să vrei o finanțare, crede-mă, este o zi nemaipomenită pentru a iubi banii, atât ai tăi cât și ai altora. Trecem acum la Balanță sau cei cu ascendentul în Balanță.
Conjuncția Venus-Jupiter se petrece în casa așa. Gândește-te că Venus este guvernatoarea ta. Se întâlnește cu Jupiter, vei fi astăzi pe un orișor. Tu vei plăti. Ești precum iubita aceea lui Aladdin, știi, pe covorul fermecat. Și plutești, și plutești, și viața ți se pare atât de simplă, de ușoară. Și oarecum îi contaminezi și pe cei din jurul tău cu această veselie? Sau, e o zi foarte bună pentru cei care sunt singuri să facă ceva în acest sens. Știi că spuneam eu în jurul date de 15 februarie, când am avut conjuncția Venus-Neptun, să nu te arunci atunci într-o relație, dar iată că acum poți să te arunci într-o relație. Poți să cunoști oameni extraordinari. Trecem acum la Scorpion sau ce e cu ascendentul în Scorpion. Astăzi vei fi foarte apreciat pentru modul în care muncești și tu la rândul tău te vei implica în proiectele colegilor. Vei fi un sprijin extraordinar și e o zi bună și pentru sănătate. Adică să cauți un doctor bun, să cauți un tratament potrivit. Deci iată, avem aspecte bune și pe zonă profesională, dar și pe zonă de sănătate, de bunăstare. Trecem acum la Săgetător sau cei cu ascendentul în Săgetător. Ce să zic, este unul dintre cele mai bune aspecte pe care le poți avea atunci când e vorba de flirt, de amor, de pasiune, de senzualitate, de relația cu copii, de creativitate, de joacă, de veselie, de bucurie. Și cu siguranță știi ce să faci, să fii și tu bine astăzi, da? Deci n-ai așteptat de la astre. Poate faptul că ai auzit horoscopul acesta te ajută să fii mai vesel, dar eu aș zice să și faci ceva în acest sens. Trecem acum la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. E o zi foarte bună să decorezi, să schimbi ceva prin casă, să faci curățenie, să-ți iei ceva nou sau de ce nu, să-ți readuci aminte că, nu știu, un produs, un obiect îți făcea viața mai frumoasă. Scoate-l din nou și pune-l în raft. E o zi bună în care să aranjezi niște cărți, să pui altfel perdelele, să-ți cumperi un alt covor, să-ți suni părinții, să-ți suni rudele și să vorbești așa într-un mod foarte bucuros cu aceștia. Trecem acum la Vărsător sau cei cu ascendentul în Vărsător. Vei avea cuvintele la tine. Conjuncția asta Venus-Jupiter în casa a treia te face super popular, super sociabil, super vorbăreț. Deci vivacitatea ta de astăzi este de invidiat. Și de asemenea cei care au examene, prezentări, merg la cursuri, merg la ateliere, la workshop-uri, este o zi nemaipomenită, ți-aș recomanda asta să nu taci deloc. Trecem acum la pești sau cei cu ascendentul în pești, ți-am dat voie și ieri să cheltuiești, îți recomand și asta să te bucuri. Din salariul acela pe care îl ai, din pensia pe care o ai, din alocația pe care o ai, din, nu știu, fondurile acelea pe care le ai, fă-ți haturul, cumpără-ți un buchet de flori, un vin bun, cumpără-ți ceva de îmbrăcăminte, fii generos cu tine și vor fi și alții generoși cu tine. Fii generos, iar universul te va răsplăti. Să vă priască această cea mai iubibilă zi a anului și să ne auzim cu bine mâine!